și pe out. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră pentru mine sau pentru colegii și colegele mele, răspundem cu drag. Două întrebări, Mărionica Restea. Ați vorbit mai devreme de noutatea, reparația pe care vizează pe persoanele cu probleme cu handicap. Un comentat s-a făcut la Neamț, după ce în 2021 președintele acestei comisii a fost arestat, reținut de viitor, apoi arestat de justiție pentru un dosar în care e vorba de o fraudă la banul public, CASS, a rămas în funcție în acești 2 ani, în arest, arest la domiciliu, control judiciar, până acum câteva zile, am înțeles să se fac niște demersuri, când a fost din nou arestat pentru o altă fraudă, tot la banul public, la un centru special Bozieni, și dacă credeți că este vreo legătură, atât între ascensiunea personajului, cât și în norocul pe care l-a avut a rămâne într-o astfel de funcție, condițiile în care este de autoritate publică faptul că această persoană este nașul de economie la 25 de ani a secretarului general al județului Neamț. Nu există noroc în viața publică decât circumstanțe care pot crea situații. Iar circumstanța este evidentă, cineva îl păsuiește, protejează și promovează pe acest personaj. Dar dincolo de legături politice, trebuie menționat un singur fapt. Există o instituție în județ care se numește Instituția Prefectului, care trebuie să exercite controlul guvernamental pe ceea ce se numesc deconcentrate, adică reprezentanți ale ministerilor și agențiilor naționale, care trebuie să ducă actul de guvernare executiv până în curtea și în casa cetățenilor. Toate aceste instituții sunt reunite la nivel ad hoc în județ, în fiecare județ, în ceea ce se numește un colegiu prefectural care este condus de către un singur om, prefectul județului. Dacă tu ești orb la faptul că o instituție este disfuncțională, este condusă de un om arestat de acasă, înseamnă că ai o problemă. Și problema nu este doar a lui. Este problema celor care l-au pus în funcție pe acel om care se conducă un colegiu prefectural care este forul unde se adună acești reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate pentru a lua decizii și pentru a da o raportare prefectului. Asta s-a făcut la noi, asta nu s-a făcut, astea sunt provocările. Cum comunică ăștia doi? Nu știu. Dacă tace și înghite, domnul Niță, da, se vede. De ce face asta? Să răspundă dumnealui și cei mai sus, pentru că este noaptea minții. Dar există în statul român o arhitectură instituțională unde fiecare trebuie să răspundă pe linie ierarhică de ce se întâmplă sau nu lucru. Asta este situația. Domnule Niță, mergeți acasă, bateți la poarta dumneavoastră, întrebați-l de sănătate, de acte de corupție sau nu, și cereți la București să schimbe omul și să pună un om cum se cade. Nu trebuie să fie extraordinar, ci cum se cade, corect, decent, și să-și facă treaba acolo. Comisia respectivă este subordinea CGO-ului. Și a doua întrebare, când tot vorbeați despre proiectele ieșite de la Spitalul Județean în Neamț, zilele astea, din câte înțelegem, se pune cruce unui proiect de proiectare, nu de executare, ca să fie toată informația, de vreo 400.000 de euro finanțat de ADRF, care vorbea de intermediar, care ar viza reparații de extremă urgență, pregătirea reparațiilor de extremă urgență, la cetatea Neamțului, din care au început să cadă bucăți de ziduri. Deci, CJ-ul îngroapă acest proiect, în timp ce același CJ, după cum spuneau colegii dumneavoastră, finanțează generos statului prin Republica Moldova. Știu că aveți o aplicare aparte spre cultură, cum vedeți faptul că șansa de reabilitare a cetățenilor este acum compromisă printr-un scandal care urmează să bubuie și mai tare la nivelul Consiliului Județean Neamț. Arhitectul acestor eșecuri. Este o neadecvare totală a priorităților. Asta este comentariul meu. Dacă relația cu forțele putiniste din Republica Moldova, să spunem pe față, cu domnul Ceban, care este calul troian direct al lui Putin, este, în opinia mea, impusă de la București, pe linia PSD, în situația inadecvării acestei priorități, este o decizie strict locală. Mai ales că
cel mai mare șef din tot județul este din Târgu Neamț, care trebuie să aibă interes direct să lucreze acolo. Deci dacă tu pentru tine acasă, pentru un monument istoric, nu reușești să faci dreptate, sau dreptate e un cuvântul foarte mare, să faci o minimă investiție pentru a putea apoi să faci reparații, îmi pun foarte mare, foarte multe întrebări cu privire la alte reușite. Ca de exemplu un spital județean, care necesită investiții de peste 150 de milioane de euro. Deci situația e catastrofală. Suntem conduși de oameni care joacă alba-neagră, bambilici, în loc să ia decizii corecte, să se asigure de un proces decizional care de la nivelul pixului până pe șantier se termină într-un timp real, rapid, raportat la probleme. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog. Ați spus la un moment dat că ar trebui să iau măsuri, apropo de spital, președintele PSD, nu șeful de Consiliul Județean, dar acesta are puteri mai mici. Vă rog să explicați. Eu, că nu înțeleg. Da, o să vă explic. Și cred că răspunsul este evident în cameră. În situațiile în care nu există o suprapunere de putere executivă cu cea de politică a partidului care de fapt te susține, intervine un haos decizional total, în care unul are decizie instituțională în mână, celălalt cea politică, în care cei doi probabil se ceartă și se ajunge la o situație de imposibilitate a unei hotărâri. Pentru că unul, în mod formal, conduce Consiliul Județean, dar nu-și aparține, că nu are majoritate, iar celălalt conduce prin majoritatea pe care o conferă celui care de drept este președinte interimar, dar nu are pixul decizional în mână. Deci este un haos decizional ca urmare a unei lipse de suprapuneri a două tipuri de puteri. Una, mai degrabă, informală, politică, dată de o majoritate din Consiliul Județean, alta de o funcție care nu are soliditatea unei emanații politice naturale. Doamna Apostol, în ultima perioadă v-a contactat cineva pentru o posibilă schimbare de președinte de Consiliul Județean? Nu. Niciodată? Niciodată. Prezidente, care este statutul discuțiilor pentru formarea acelui pol de dreapta cu Forța Dreptei, nu? Și cu Partidul Mișcarea Populară, dar aș vrea să accentuați puțin și situația de la Neamț, dacă în cazul creierii acestui pol, pe actuala structură de conducere a celor două partide, aveți cu cine discuta, cine... Vă mulțumesc, este o întrebare foarte bună. USR a decis la nivel național, așa cum bine ați amintit, crearea unui pol de dreaptă cu forțele de dreapta liberale non-PSD, anume PMP și Forța Dreptei, și primul pas va fi candidatură comună pentru alegerile europarlamentare. USR Neamț susține acest demers, a votat un mandat de încredere pentru a începe aceste negocieri. Negocieri care vor fi purtate de către președintele Drulă și așteptăm să termine cu succes la nivel național. La nivel local, urăm gânduri bune, succes și înțelepciune colegilor de la PMP cu privire la deciziile strategice pe care le-au luat în ultimii 7 ani și pe care urmează să le ia. Și până când nu se finalizează acest proces intern în cadrul partidului respectiv, în primul rând de clarificare a situației lor și de claritate, în momentul de față nu putem vorbi de alte decizii din partea noastră. Adică, puteți concret, în ceea ce privește actuala conducerea PMP Neamț, vă așezați la negocieri politice, bineînțeles, da, cu actuala conducere. Un ceai putem să-l bem oricând cu oricine. Și cu domnul Lazar, și cu domnul Harpa, și cu domnul Gavrilescu, și cu domnul Asaftei, dar aici vorbim nu despre un ceai băut la întâmplare într-o dimineață de noiembrie, ci de decizii care țin de construcție pe termen lung. Iar dacă tu ai susținut constant, fără să clipești, un PST cu Ionel Arsene, care a făcut praf spitalul vechi, care a pus o mare bombă în spitalul județean nou, neacționând la timp, nu poți reprezenta acum, fără ca tu, pe Neamț, să discuți cu claritate această problemă mare, bombă, cât casa, din curtea ta, să intri în decizii și discuții cu USR Neamț. Mulțumesc!
De asta le urez mult succes, gânduri bune, înțelepciune, să se clarifice ce vor ei de la ei în primul rând și apoi discutăm și noi cu ei cu drag. Dar noi susținem în unanimitate decizia națională de a face guvernare cu PMP, guvernare, întâi liste electorale comune și cu Forța Drepte, menționând în fața dumneavoastră, publică tuturor, că situația de la Neamț în relația cu PMP este una aparte, specială și nu intră în marea logică națională, pentru că, în primul rând, PMP Neamț nu este clarificat. Înțeleg că acum jumătate de echipă a mers cu domnul Chitic la PSD, jumătate vor să meargă în altă parte. Adică noi nu putem să intrăm într-un dialog cu cineva care are organizație în haos total și care spune noi vrem pe centru dreapta, dar 7 ani a susținut constant numai haosul de la Consiliul Județean, care este antivalorile noastre. Așa ceva nu există acum. Vă mulțumesc pentru întrebare, că e foarte pertinentă. Așteptăm să se clarifice, să ia eu o decizie cu care ei să poată să iasă coerent în spațiu public și apoi vom discuta și noi cu ei. Pentru dumneavoastră, prima întrebare, când ați avut ministru la Sănătate, cei de la dumneavoastră la USR făceau vizite, noi din presă făceam chete, privații aduceau ventilatoare mecanice la spital, guvernul, prin ministrul dumneavoastră, nu a alocat aproape niciun leu la Neamț, în comparație cu alte spitale din țară. Cum veniți acum să vorbiți de spital? Păi vin să vorbesc despre spital cu mare legitimitate. Dacă nu era Cristian Ghinea să gândească 25 de spitale noi prin PNRR, finanțate de la zero, cu termen de finalizare 2026, acum cel mai probabil PNRR era despre mici proiecte și milioane de euro împărțite în mii de comunități în toată România, în proiecte nesustenabile. Deci am o mare legitimitate să vorbesc despre investiții în infrastructura de sănătate pe scurta guvernare USR, 8 luni, pe proiecte mari din țară. Și lucrul ăsta este foarte vizibil, asumat și realist. Bârfe aici colo despre cum ar fi trebuit să gestioneze activitatea unei instituții care nu aparține în mod clasic de minister, ci de CJ, chiar dacă în situația de pandemie au fost perioade în care Spitalul Județean a aparținut direct de minister, cred că este absolut relevant, dar cu o întrebare pentru alte partide. Pentru doamna consilier Județean, ar să ridica două probleme importante. Spitalul și apa servo. Raportându-ne la bugetul de anul trecut, dacă puteți să ne spuneți ce buget a avut județul anul trecut și dacă ar fi fost să-l împărțiți dumneavoastră, cât dădea asta apa servo, cât dădea asta spital. În primul rând, trebuie prioritizate cheltuielile. Așa cum noi ne-am opus alocării de fonduri pentru statuia care se va construi în Chișinău și am solicitat retragerea proiectului de pe ordinea de zi, banii aceia puteau foarte bine să meargă să înlocuiască o bucată din conducta care trece, care traversează Preutești, Răucești și ajunge în Târgu Neamț, ca să deservească populația. Iar despre spital, avem interpelări, am cerut informații să vedem ce au solicitat cei de la spital, ce au primit și de ce nu s-au făcut lucrările, măcar 1% din cât trebuia să se facă. Dacă ar fi după mine, într-adevăr, aș prioritiza în acest moment sănătatea și apa SEV. Dar drumul județene, într-adevăr, s-a investit în ultima perioadă foarte, foarte mult în drumurile județene. În asfaltări, în poduri, după cum vedem și podul de la Luțca este într-o situație groaznică acum. Da, abia după o lungă perioadă a început decolmatarea rezidurilor de acolo și se va începe construirea unui nou pod. Cam așa aș vedea eu împărțirea bugetului. Prima dată prioritizate cheltuielile, prima dată spitalul, după apa SERV și la sfârșit toate aceste petreceri și drumeții prin Chișinău și prin alte localități. Nu neg o asociere cu frații noștri de peste Prut, dar în acest moment consider că este foarte important să ne gospodărim aici la noi acasă, în Neamț, să avem grijă de nemțenii noștri și să le prioritizăm nevoile. Repet întrebarea. Cât este bugetul județului și cât ați zice dumneavoastră că ar trebui dat la apa SERV și la spital?
procentual. Cum vreți să-mi dea asta? Cât este bugetul și cât ați dat dumneavoastră la unii și la alții? Păi, depinde de cheltuielile, pentru că cheltuielile sunt împărțite cumva pe sănătate, pe investiții. Cred că ar trebui cumva 30% mers pe sănătate. Și după care, bineînțeles, apa servul care este într-o situație critică. Nu știți care este bugetul județului sau uitați răspunsul? Cât a fost bugetul județului anul trecut? O să mă uit pe cifre și o să pot. Dar de cât îți sunteți consilier județean și asemnat, ați votat bugetul? 3 ani, 4 ani? De 3 ani. Vă mulțumesc frumos. Domnul de la Piatra Neamț. Manuel Iacob, președintele FSR. Da. Cum vedeți dumneavoastră faptul că există tot o alianță cu PNL locală, dar la nivelul central nu vor să audă de PNL pentru că sunt PSD? Noi, acum 3 ani, ne-am asumat această majoritate. Majoritatea au început niște lucrări, niște proiecte în acest oraș. Nu putem să ieșim acum din această majoritate. Suntem oarecum datori cuvântului care ne l-am dat acum 3 ani. Am înțeles și ați mai spus o cifră cât se îndatorează guvernul pe minut. Puteți să ne spuneți aceeași cifră cât se îndatora guvernul pe minut în timp ce era un serial la guvernare? Nu cred că în aceeași măsură. Adică nu știu, nu am datele astea. Dar nu mi-aduc aminte ca pe timpul cele 8 luni în care am fost noi la guvernare să fi fost acest dezbrăț în finanțele publice. Pentru doamna Teo, în multe țări civilizate de unde luăm noi lumină, nu este nimic a ieșit din comun ca un jurnalist să se poziționeze politic sau chiar și un trus de presă sau un ziar să se poziționeze politic. Chiar se întâmplă asta înainte de campanie electorale. La noi, în România, în schimb, se vede altă treabă. Este cam, între ghilimele, o rușine să te poziționezi ca jurnalist. Cum vedeți aceste lucruri? Eu cred că datoria primordială a jurnalistului este să prezinte adevărul oamenilor. Dacă înțelegeți prin poziționarea în favoarea unei anumite părți a eșichierului politic și prezentarea trunchiată a adevărului, atunci acea persoană, cu siguranță, nu este jurnalist. Așa văd eu lucrurile. Și ca dovadă, în momentul în care am decis să mă implic politic, am închis site-ul de știri în roman.ro, nu l-am predat, nu am făcut nicio concesiune și nicio concesie, ci pur și simplu am zis că din momentul acesta, odată ce am pășit peste această barieră și am trecut de cealaltă parte a baricadei, îmi priește și mă simt onorată că am putut să fac 13 ani profesia de jurnalist și că simțul critic pe care mi l-am dezvoltat în timp mă ajută enorm în a face acum lucruri bune în alt mod, dar nu pot să mă prefac că nu sunt în acest moment părtinitoare, dar este un lucru pe care mi l-am asumat și iată-mă aici în fața dumneavoastră cu această decizie. Mulți jurnaliști au ales să facă pasul acesta spre politică și unii au oferit format, chiar au ajuns destul de sus în politică. Care este targetul dumneavoastră în politică? Targetul meu în politică este să pot să fac bine oamenilor. În campania din 2020, când lucrurile nu, evident că erau într-o perioadă de tranziție, am avut o cunoștință care mi-a fost șef de campanie, pentru că am considerat că trebuie să apelăm la profesioniști și m-a întrebat ce se lipsește cel mai mult în această perioadă. Și am spus faptul că nu pot să fac bine oamenilor sub nicio formă. În sensul că nu mai eram jurnalist ca să pot să iau problemele cetățenilor și să le duc către administrația locală sau județeană. De cealaltă parte, eram într-o campanie electorală și orice încercare a mea de a ajuta pe cineva ar fi fost interpretată ca un gest pur electoral. Și acesta este targetul meu, să pot să fac bine oamenilor. Dacă eu reușesc, chiar și la serviciu, în activitatea mea profesională pe care o desfășor, dacă eu reușesc într-o zi să mulțumesc un om și să-i ofer o soluție, poate chiar outside the box, folosind toate uneltele pe care le-am la dispoziție,
Eu, după 9, 10, 11 ore de muncă, închid calculatorul cu, cu satisfacție. Vă mulțumesc, succes! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, din nou vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă mulțumesc, sincer, pentru aceste întrebări critice. Și da, și eu cred că există o, o limită foarte clară între ce înseamnă PR, activism și jurnalism. Și vă mulțumesc din inimă fiecare dintre dumneavoastră care ați ales această cale grea a jurnalismului și a întrebărilor incomode pentru a lucra mai bine împreună pentru binele comun. Vă mulțumesc, să aveți o zi bună!